Adrian Guțu, 24 de ani, școală profesională, nici nu școală, colegiu Politehnic din Bălți. La moment, ocupația e că sunt Reels Maker, dar n-ai cum să nu afli de programul Zmintorad, el e mega promovat. Eu pe tine te-am cunoscut la un program de dezvoltare pentru tineri și mi-a plăcut ideea care aveai, apropo, eram videograf acolo. Și după care m-am abonat, am văzut ceea ce faci, am văzut programul. Și fără de cursuri diferite, direct la mentorat. Avem nevoie de o ghidare, avem nevoie de cineva care cunoaște mai multe sau a văzut mai multe nișa de business. Și am zis că trebuie să iei cineva să mă, dintr-un constructor, să fac o modelare sau să-mi dea niște idei. Aveam o mică agenție de marketing, eram o echipă nu prea mare, dar noi lucram cu diferite proiecte, de la website, bannere, logotipuri, video și așa mai departe. Deci era o gamă largă de servicii. 200-300 de euro sau practic zero, pentru că era, nu știu, sezonier, să spunem, să fac un Reels 2 sau la cineva care dorea. Și practic pe zero am intrat. În medii, nu știu, luna trecută am avut 5 și ceva și mai trecut am avut 7 ceva. Deci în medii 6.000 de euro. Jumate de an undeva, intrasem pe noiembrie și cam așa. Era așa o provocare că cât de multe o să pot să las și deja fac, ca să încep ceva care ai văzut tu la mine, da? Și asta era de a lăsa agenția cu totul și de m-a focusat doar pe Reels-uri. Asta era provocarea de zic, da, de unde o să fie bani. Și asta am realizat-o mai recent, trecând pe mai multe cursuri de psihologie și așa mai departe, era o prejudecare și o să zic alții dacă tu o să și alături de alți oameni care vor să crească. Și o să zic că hai lasă, că mai bine studiile finisai, milionierul ăsta de Adrian și așa mai departe. Deci prezența mea în online, eu am înțeles că eu ce nu prea doream să mă arăt în online, să mă vadă lumea public. Și am avut provocarea din partea ta când în timp de câteva ore să fac primul Reels cu mine. Și am postat și acum e cel mai vizualizat video la mine de pe pagină. Cel mai util era informația structurată. Eu înțelegeam că la anumite întrebări răspunzând, la anumite tabele completând, eu ajungeam la un răspuns mai clar și nu mă punea ca să ajung undeva departe și nu era cu totul despre ce și fac. A doilea era oamenii, networking-ul, aceleași mentor club, care ne vedeam, aceeași ședințe săptămânale, care mă vedeam cu oamenii. Deci, cumva, în primul rând, mă lua la slabo, înțelegeam că oamenii fac și nici acolo, care nici prin cap nu-ți trece că o să facă atâția bani, și deși eu nu pot. Și, în al doilea rând, unii vineau cu feedback, și pentru mine e important feedback-ul, că el se convede dintr-o parte și îți spunea așa cum este, pentru că nu avea de pierdut și era colegial asta. Și a treia era ideile care veneai și tu, în sens că, nu știu dacă idei, sunt provocări, pentru mine erau provocări. Și eu cu vaic și chin și jale, eu le acceptam pentru că înțelegeam că eu 3 luni am intrat să fac ceva, nu să pun părerea mea în prioritar. Dacă vor să crească, asta ar fi un motiv. Dacă vor să aibă încurajare, pentru că la mulți aud fraza că da ei, dar ar vrea eu că tu ai noroc să ai cu așa la să știi cu așa altă. Nu, norocul ăsta vine odată și tu deja te bagi în secta Mentor Club. Deci ar fi că ei se poate să-și realizeze visurile, să înțeleagă că ceea ce îi doresc la moment să așa și au, asta e foarte puțin și că nu contează ce vârstă ai. Nu contează, ai copii, nu contează, ai, nu știu, niște limitări sociale sau așa, tu dacă vrei și vii și te deschizi, asta e important, să te deschizi, tu ajungi acolo unde ți dorești și mai ulterior, în altă parte, unde dorești. Numărul 1, Reels Maker. Numărul 1, Reels-uri pe Moldova. Și nu doar pe Moldova, pentru că deja potențial și în România. Cumva, de ce ești focusat acum pe piața care vorbesc limba română? Eu eram la dezbaterea asta între limba rusă și limba română, înțelegeam piața mea mare, dar am zis că până ajungi acolo, de să fiu numărul unu aici. Și să cresc împreună cu alți antreprenori, să facem parteneriate, de ce nu? Da, cred că da. O fișcă și am înțeles eu, și mai ales asta e despre Reels-uri, asta e despre antreprenaj, despre tot, asta e, spuneam eu mai recent, despre psihologie.
Și datorită la faptul că moderatul mentorat, am aflat despre unele părți sau ce putem noi să facem, schimbăm în interior durerile noastre sau ce ne acufundă pe noi într-o anumită măsură și vedem la suprafață ca să devină cineva din alături. Așa și în Reels-uri. Și eu l-am înțeles asta că cum e persoana și cum e energia lui, el așa se promovează atât în videouri cât și în realitate și în mentorat. Și doar asta am prins o țipocică de asta din mentorat și am început să avansez și să înțeleg și să învăț despre asta și asta ajută pe unii antreprenori, făcând niște reels-uri, simt ca la o terapie. Mulțumesc! Așa.